Vom rezolva în cele ce urmează testul numărul 17 de antrenament pentru evaluare națională. Și iată, avem aici subiectul 1 cu cele 6 întrebări din acest subiect, la care, după cum știm, este important să punem doar răspunsul corect. Prima dintre acestea, rezultatul calculului, 28 împărțit la 4 minus 2 este egal cu 28 împărțit la 4 este 7, iar 7 minus 2 este 5. Așadar, avem răspunsul la prima întrebare, 5. Și mergem mai departe la următoarea întrebare. Dacă A plus 6 pe 6 este egal cu 4 pe 3, atunci A este egal cu. Cel mai simplu mod pe care îl văd eu de a-l afla pe A este să aducem la numitor comun. Adică pe 4 pe 3 o amplificăm cu 2 și obținem că este egal cu 8 pe 6, ceea ce înseamnă, dacă cele două fracții sunt egale, că și numărătorii sunt egali, întrucât numitorii sunt egali. Deci A plus 6 este atunci egal cu 8 și A este egal cu 8 minus 6, adică 2. Avem atunci răspunsul la cea de-a doua întrebare și mergem mai departe la întrebarea numărul 3. Cel mai mic număr întreg din intervalul minus 2, 10 este egal cu. Deoarece acest interval este deschis la minus 2, atunci numărul întreg din acest interval vor fi minus 1, 0, 1, 2 și așa mai departe până la 10. Cel mai mic dintre aceste numere întregi va fi minus 1. Deci cel mai mic număr întreg din intervalul nostru este minus 1. Și mergem mai departe la problema 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 24 de centimetri. Lungimea unei laturi a acestui triunghi este egală cu câți centimetri? După cum știm, triunghiul echilateral are laturile egale. Deci perimetrul triunghiului echilateral se poate calcula efectuând de 3 ori lungimea laturii. Deci de 3 ori lungimea laturii este 24 de centimetri, ceea ce înseamnă că lungimea unei laturi va fi 24 împărțit la 3, adică 8 centimetri. Avem atunci răspunsul la întrebarea a patra și mergem mai departe la întrebarea a cincea. În figura 1 este reprezentat un cub ABCD A'B'C'D'. Unghiul dreptelor AD' și BC are măsura de câte grade. Este vorba deci de unghiul determinat de două drepte necoplanare. Și măsura acestui unghi va fi egală cu măsura unghiului determinat de una dintre drepte cu o paralelă la cealaltă care să o intersecteze. Așadar, putem construi o paralelă la BC care să o intersecteze pe AD'. Sau putem găsi mai degrabă o paralelă la BC care să o intersecteze pe AD'. Aceea ar putea fi, de exemplu, AD, care este paralelă cu BC, întrucât ABCD este un pătrat. Și atunci, unghiul determinat de AD' cu BC are aceeași măsură cu unghiul determinat de AD' cu AD, deci este vorba de unghiul DAD', unghiul format de o diagonală a pătratului cu una dintre laturi, deci este un unghi cu măsura de 45 de grade. Și avem răspunsul la cea de-a cincea întrebare. Mergem mai departe la întrebarea numărul 6. În tabelul de mai jos este dată o dependență funcțională. Și iată, aici avem tabelul. Conform informațiilor din tabel, numărul real M este egal cu. Pe cum interpretăm informațiile din tabel? Aici avem în primul rând valorile lui X, iar apoi valorile lui Y, care este egal cu X plus 2. Atunci când X este minus 2, Y, care este egal cu X plus 2, va fi egal cu, în loc de X avem minus 2, deci va fi minus 2 plus 2, adică 0, ceea ce este reprezentat și în tabel. Atunci când X este egal cu 0, avem că Y, care este egal cu X plus 2, în loc de X avem 0, deci Y este egal cu 0 plus 2, adică 2, ceea ce regăsim și în tabelul nostru. Înseamnă că atunci când X este egal cu M, Y este egal cu 5. Așadar, îl înlocuim pe Y cu 5 și el este egal cu, în loc de X avem M, adică este egal cu M plus 2. Dacă 5 este egal cu M plus 2,
m este egal cu 5 minus 2, adică 3. Să facem și o scurtă verificare. Noi știm că y este egal cu x plus 2. Am aflat că m este egal cu 3. Deci dacă îl înlocuim pe x, x cu 3, atunci y va fi egal cu 3 plus 2, adică y este egal cu 5. Conform informațiilor din tabel, numărul real m este atunci egal cu 3. Înseamnă că vom putea merge mai departe la subiectul 2 roman. Iată subiectul al doilea, unde, după cum știm, redactăm complet rezolvarea fiecarei probleme. Și avem aici, la 1, desenați pe foaia de examen un paralelogram ABCD. Acum, cel mai simplu mod pe care îl văd eu este să începem cu două laturi opuse despre care știm că sunt paralele și egale și apoi unim, construindu-ne astfel un paralelogram pe care îl vom nota ABCD. Și putem merge mai departe la cea de-a doua problemă. Arătați că pentru orice număr natural n, numărul a egal cu 4 la puterea n plus 2 plus 2 la puterea 2n minus 2 la puterea 2n plus 3 este pătratul unui număr natural. Iată o problemă care face trimitere la clasa a 5-a, așa cum ne-au cam obișnuit aceste probleme cu numărul 2 de la subiectul 2 roman. Ce trebuie să știm aici? Pătratul unui număr natural, adică dacă P este un număr natural, pătratul lui P este P la puterea a doua. Și ce trebuie să știm iar? Este faptul că orice putere cu exponentul par, adică de forma 2 ori cineva, 2K, a unui număr natural, este pătratul unui număr natural. De ce acest lucru? Pentru că dacă avem P la 2 ori K, se poate scrie sub forma P la K, totul la a doua, care este pătratul lui P la K. De exemplu, A la puterea 26, unde A este un număr natural, deoarece exponentul este un număr par, se poate scrie A la puterea 13, totul la a doua. Deci este pătratul lui A la 13. Și atunci, ceea ce trebuie să facem noi în acest exercițiu, este să scriem numărul nostru, care este A, egal cu 4 la puterea n plus 2 plus 2 la puterea 2n minus 2 la puterea 2n plus 3, să încercăm să scriem acest număr ca fiind puterea a doua a unui număr natural, indiferent ce număr natural este la puterea a doua. Aici avem o sumă, deci va trebui să obținem o putere și atunci va trebui să scoatem factor comun. Întrucât factorul comun este procedeul prin care reușim să transformăm o sumă de mai mulți termeni într-un produs. Și atunci, dacă ne-am hotărât că vrem să scoatem factor comun, în primul rând observăm aici că doi dintre termeni sunt putere ale lui 2, iar unul este putere a lui 4. Și atunci, pe 4 la puterea n plus 2, vom dori să-l scriem de asemenea ca o putere a lui 2. 4 este 2 la a doua, deci 4 la n plus 2 este 2 la a doua, totul la n plus 2, care este egal cu 2 la puterea, avem puterea unei puteri, 2 la a doua la puterea n plus 2 înseamnă 2 la puterea 2 ori n plus 2, adică 2n plus 4. Și atunci, numărul nostru A este egal cu 2 la puterea 2n plus 4 plus 2 la puterea 2n minus 2 la puterea 2n plus 3. Acum, apelând din nou la formulele de clasa 5-a, putem spune că 2 la puterea 2n plus 4 este egal cu 2 la puterea 2n ori 2 la a 4-a, întrucât atunci când înmulțim două puteri care au aceeași bază, exponenții se adună. Deci a la m ori a la n este egal cu a la puterea m plus n. 2 la 2n ori 2 la 4 este 2 la 2n plus 4. Și atunci îl vom rescrie pe a ca fiind 2 la 2n ori 2 la a 4 plus 2 la 2n minus, același lucru îl vom face și pentru 2 la 2n plus 3,
este 2 la 2n ori 2 la a 3-a. Acest pas nu era obligatoriu pentru a putea scoate factor comun, dar ne ajută să vedem mai bine factorul comun, care este 2 la 2n. Așadar, a va fi egal cu, am zis 2 la 2n scoatem factor comun, pe lângă, în paranteză, ne va rămâne. Din 2 la 2n ori 2 la 4 ne rămâne 2 la 4 plus 2 la 2n împărțit la 2 la 2n este 1 minus 2 la 2n ori 2 la 3 împărțit la 2 la 2n este 2 la a 3. Și atunci a este egal cu 2 la 2n ori, în paranteză putem efectua calculele, 2 la 4 este 16 minus 8 care este 2 la 3 este 8 și plus 1, 9. A este egal cu 2 la 2n ori 9, care este 2 la 2n ori 9 este 3 la a 2-a. Nu uităm că noi vrem să ajungem aici, un număr natural ridicat la puterea a 2-a. Și atunci apelăm la formula pentru puterea unei puteri pentru a zice că a este egal cu, în loc de 2 la 2n, vom scrie 2 la n la a doua ori 3 la a doua. Apoi aducem aminte o nouă formulă de clasa 5-a și anume a la m ori b la m este egal cu a ori b la puterea m, ceea ce înseamnă că 2 la n totul la a doua ori 3 la a doua se poate scrie ca fiind egal cu 2 la n ori 3 totul la a doua, care este un pătrat perfect. Puteam aborda această problemă și ușor diferit, adică pornind de la faptul că a este egal cu 4 la puterea n plus 2 plus 2 la puterea 2n minus 2 la puterea 2n plus 3, să ținem cont de faptul că 2 la 2n înseamnă 2 la a doua la n, care este egal cu 4 la n, și atunci a se putea scrie astfel, este 4 la n plus 2 plus 2 la 2n, adică 4 la n, minus 2 la 2n plus 3. Acum 2 la 2n plus 3 înseamnă 2 la 2n ori 2 la a 3, adică 2 la 2n care este 4 la n ori 2 la 3, care putem să și scriem că este 8. Și atunci scoteam factor comun pe 4 la n. Deci a este egal cu 4 la n ori, în paranteză, 4 la n plus 2 împărțit la 4 la n este 4 la n plus 2 minus n, adică 4 la a doua, plus 4 la n împărțit la 4 la n este egal cu 1 minus 4 la n ori 8 împărțit la 4 la n, care este 8, și obțineam că este 4 la n ori 16 minus 8 plus 1, adică 9. Și avem aici un produs de două numere naturale care sunt pătrate perfecte. Acum, de ce zic că sunt pătrate perfecte? 4 la n este pătrat perfect, întrucât este 2 la a doua totul la n, care este egal cu 2 la n totul la a doua, iar 9 este 3 la a doua. Și un produs de două pătrate perfecte este un pătrat perfect. Deci puteam aborda lucrurile și astfel, dar am ales această primă variantă pentru o primă explicație, ca să trecem prin toți pașii și să ne amintim cât mai multe din clasa a 5-a. Așa că trecem mai departe la problema a 3-a. Problema 3. Bianca a plecat în excursie cu o sumă de bani. A plătit 40% din sumă pentru cazare și 3/5 din rest pentru biletele la obiectivele turistice. Știind că i-au rămas 96 de lei, determinat suma de bani cu care a plecat Bianca în excursie. Este din nou o problemă de pus în ecuație cu mai multe etape și dacă suntem la testul 17 și am mai întâlnit astfel de probleme de pus în ecuație în celelalte 16 teste, unde am rezolvat în mai multe feluri, aici, din nou, vom rezolva scriind o singură ecuație. În primul și în primul rând, suma de bani o vom nota cu x. Și ce putem spune despre x, despre suma de bani cu care a pornit? Că a plătit în primă instanță 40% pentru cazare,
Apoi, pentru bilete la obiectivele turistice, a plătit o altă cantitate și au rămas 96 de lei. Adică suma ei de bani este egală cu partea plătită pentru cazare, deci cazarea, plus partea plătită pentru bilete, plus cât i-a rămas după cazare și bilete. Acestea în total vor da suma de bani cu care a pornit Bianca. Ce ne rămâne nouă de făcut este să transpunem cât a plătit pe cazare, pe bilete și restul, aici ne va fi ușor, e de 96 de lei, să transpunem acestea în limbaj matematic. Deci x este egal cu, ia să vedem, a plătit 40% din sumă pentru cazare, adică 40 pe 100 din, adică ori x, este cât a plătit pe cazare. Putem să simplificăm aici, este egal cu 4 pe 10x și aceasta este cantitatea plătită pentru cazare. Deci, x este egal cu 4 pe 10x plus, mai departe, 3 cincimi din rest pentru biletele la obiective turistice. Acum, dacă 40% din sumă a plătit pentru cazare, înseamnă că i-au mai rămas 100% minus 40%, adică 60% din sumă de cheltuit. Deci 60% din sumă este restul. Și ea a plătit 3 cincimi din rest. Deci a plătit 3 pe 5 din cine? Din rest, adică din 60% din sumă. Din 60 pe 100, din, adică ori, sumă, adică x. Este egal cu, putem aduce la o formă mai simplă, iată 60 pe 100 se poate simplifica, este egal cu 6 pe 10 și atunci 3 pe 5 ori 6 pe 10 va fi 18 pe 50 din sumă, adică din x. Și atunci 4 pe 10x plus cantitatea de bani cheltuită pe bilete, adică 18 pe 50x plus, i-au mai rămas 96 de lei. Deci plus restul, care este 96, și aceasta este suma totală. Adică am ajuns la ecuația x este egal cu 4 pe 10x plus 18 pe 50x plus 96. Putem înmulți în egalitate cu 50, deoarece observăm că avem aici 18 supra 50, iar când înmulțim 18 pe 50 cu 50, putem simplifica pe 50 cu 50 și vom obține 18, deci nu va mai trebui să lucrăm cu fracții. În același timp, 4 pe 10 ori 50, dacă înmulțim cu 50, 10 și 50 se simplifică, ne rămâne 1 și respectiv 5, iar 4 ori 5 este 20. Așadar, vom înmulți cu 50 în ambii membrii și ținem cont de faptul că acest lucru înseamnă că înmulțim cu 50 fiecare din termenii pe care îi regăsim în ambii membrii. Adică vom avea 50 ori x, adică 50x este egal cu 4 pe 10x ori 50, care am văzut că 4 pe 10 ori 50 este 20. Deci 4 pe 10x ori 50 va fi 20x plus 18 pe 50x ori 50, 50 cu 50 se simplifică, ne rămâne 18x plus 96 ori 50, care este egal cu 4800. Atunci, termenii 20x și 18x îi ducem în membru stâng și avem 50x minus 20x minus 18x este egal cu 4800. Așadar, 50x minus 20x este 30x și minus 18x este 12x. Obținem că 12x este egal cu 4800. De unde obținem că x este 4800 împărțit la 12, adică 400. Suma de bani pe care a avut-o Bianca
este de 400 de lei. Și trecem atunci mai departe la problema 4. Și aici avem în felul următor. Se consideră numerele reale x și y și la punctul A ni se cere să arătăm că x este egal cu 60. Ceea ce înseamnă să efectuăm calculele pentru a-l aduce pe x la o formă mai simplă. X este egal cu radical din 3 la a doua plus 4 la a doua ori radical din 3 la a doua ori 4 la a doua, ceea ce este egal cu 3 la a doua plus 4 la a doua este 9 plus 16, 25, deci avem radical din 25. Apoi aici am putea desigur să efectuăm calculele, dar deoarece avem un produs de două pătrate perfecte, putem scoate factorii de sub radical. Deci vine ori, radical din 3 la a doua este 3, radical din 4 la a doua este 4, deci este egal cu radical din 25, care este 5, ori 3, ori 4. Este egal cu 60. Ceea ce ne rezolvă punctul A. Și trecem mai departe la punctul B. Determinați numărul real Z, știind că media aritmetică a numerelor X, Y și Z este egală cu 30. Pentru a putea să îl aflăm pe Z, trebuie să-l aducem înainte pe Y la o formă mai simplă. Deci înseamnă un nou calcul. Y este egal cu radical din 12 plus radical din 48 minus radical din 27 ori 1 supra radical din 3. Este egal cu, scoatem factorii de sub radical în paranteză, avem radical din 12, care este radical din 4 ori 3, radical din 4 este 2, deci rămâne 2 radical din 3, apoi radical din 48, 48 este 16 ori 3, radical din 16 este 4, deci rămâne 4 radical din 3, radical din 27 înseamnă radical din 9 ori 3, radical din 9 este 3, deci este egal cu 3 radical din 3. Așadar, în paranteză noi avem 2 radical din 3 plus 4 radical din 3 minus 3 radical din 3, care este egal cu 6 radical din 3 minus 3 radical din 3 este 3 radical din 3, ori 1 supra radical din 3. Radical din 3 cu radical din 3 se simplifică și este egal cu 3. Așadar, avem faptul că x este 60 și Y este egal cu 3. Noi trebuie să-l aflăm pe Z, știind că media aritmetică a numerelor X, Y și Z este egală cu 30. Păi ce înseamnă că media aritmetică a lui X, Y și Z este egală cu 30? Înseamnă că X plus Y plus Z supra 3 este egal cu 30. De unde ne rezultă că X plus Y plus Z este egal cu 30 ori 3, 90. Îl cunoaștem pe X și pe Y. Deci vom înlocui. X este 60, deci avem 60 plus Y este 3 plus Z, necunoscuta, este egal cu 90. Înseamnă că 60 plus 3, 63 plus Z este egal cu 90, de unde ne rezultă că Z este 90 minus 63, adică este egal cu 27. Ceea ce ne încheie exercițiul numărul 4 și, sincer, cred că este cel mai simplu exercițiu numărul 4 pe care l-am văzut în aceste teste de antrenament. Și trecem mai departe la exercițiul 5. Aici ne întâlnim cu expresia algebrică E de X, unde x este un număr real și ni se va cere să calculăm e de minus x și să arătăm că este egal cu e de x. Ceea ce înseamnă că va trebui ca pe e de x, care este egal cu 4x minus 5 la a doua, minus 2 pe lângă 8x pătrat minus 30x plus 25 plus 2x minus 5 la a doua, pe aceste de x să-l aducem la o formă mai simplă.
Apelăm aici, pentru calcul, la formulele de calcul prescurtat, și anume pătratul diferenței a minus b la a doua, care este egal cu a la a doua minus 2 ori a ori b, 2ab, plus b la a doua. Ceea ce înseamnă că 4x minus 5 la a doua este egal cu primul termen la a doua, adică 4x totul la a doua este 16x pătrat, minus 2 ori 4x ori 5, 2 ori 4x este 8x, ori 5 este 40x, plus 5 la a doua, 25. Iar apoi avem 2x minus 5 la a doua. Folosind aceeași formulă, va fi 2x totul la a doua, adică 4x pătrat, minus 2 ori 2x ori 5, da, termenul 2ab, 2 ori 2x este 4x, ori 5 este 20x, plus 5 la a doua, care este 25. Înlocuim atunci în expresia noastră, deci 4x minus 5 la a doua am văzut că este 16x pătrat minus 40x plus 25. Apoi avem aici minus 2 ori paranteza aceasta și ținem cont de faptul că trebuie mulțit cu fiecare termen din paranteză și suntem atenți la semn, este minus 2. Deci minus 2 ori 8x pătrat va fi minus 16x pătrat. Minus 2 ori minus 30x este plus 60x. Minus 2 ori plus 25 este minus 50. Și avem 2x minus 5 totul la a doua pe care l-am calculat. Deci plus 4x pătrat minus 20x. Și iată că nu ne-a încăput. Plus 25. Este egal mai departe cu. Reducem termenii asemenea. 16x pătrat minus 16x pătrat este 0, plus 4x pătrat ne va fi 4x pătrat. Mai departe, minus 40x plus 60x este plus 20x și minus 20x este 0, deci aceștia ni se reduc. Mai departe, avem 25 minus 50, care este egal cu minus 25, și plus 25 este 0. Din nou, ni se reduc. Așadar, e de x este egal cu 4x pătrat. Și ce trebuie noi să facem? Noi trebuie să arătăm că e de x este egal cu e de minus x. Păi e de minus x înseamnă că în expresia noastră e de x înlocuim pe x cu minus x. Deci va fi egal cu 4 ori, în loc de x avem minus x la pătrat. Minus la putere pară este plus, deci este egal cu 4x pătrat, ceea ce este egal cu e de x. Iarăși nici această expresie nu ne-a pus probleme deosebite, deci partea de algebră, trebuie să recunoaștem, a fost chiar destul de simplă. Trecem mai departe atunci la subiectul 3. Problema 1, problema de geometrie în plan. În figura 2 este reprezentat un dreptunghi ABCD cu AB de 6 radical din 3 cm și AD de 6 cm. Deci cunoaștem lungimea și lățimea dreptunghiului. Apoi, punctele M, N, P și Q sunt situate pe laturile AB, BC, CD și DA, astfel încât BM este egal cu PD și AQ este egal cu NC, iar O este punctul de intersecție al dreptelor AC și BD, deci al diagonalelor dreptunghiului. Atunci ni se cere la A mic, arătați că area dreptunghiului ABCD este egală cu 36 radical din 3 cm pătrați. Area dreptunghiului este produsul dintre lungime și lățime, deci dintre AB și AD, și anume 6 ori 6 radical din 3 cm și atunci este egal cu 36 radical din 3 cm pătrați. Ceea ce ne rezolvă punctul A mic și putem trece mai departe la punctul B.
La punctul B ni se zice, demonstrați că triunghiul AOD este echilateral. Acum, isoscel știm că este, de ce? Deoarece fiind vorba de ABCD un dreptunghi, diagonalele au lungimi egale, O este intersecția diagonalelor și acestea se înjumătățesc, deci și jumătățile lor AO, DO, CO și BO au lungimi egale. Dacă apoi ne îndreptăm atenția asupra triunghiului dreptunghic DAB, cunoaștem lungimile catetelor AD și AB de 6 cm și 6 radical din 3 cm. Pentru aceia dintre noi care au experiență deja în rezolvarea triunghiului dreptunghic, știm că dacă acestea sunt lungimile catetelor, atunci acesta este un triunghi dreptunghic în care un unghi are măsura de 30 de grade. Deoarece acolo avem lungimile catetelor A, A radical din 3 și apoi ipotenuza 2A. Dacă nu, ceea ce putem să facem în triunghiul dreptunghic ABD este să folosim teorema lui Pitagora pentru a afla lungimea ipotenuzei BD și vom obține desigur 12 cm, ceea ce ne va trimite la reciproca teoremei unghiului de 30 de grade și anume cateta AD care se opune unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Dar cel mai simplu sau cel mai rapid mod aici este să calculăm tangenta unghiului ADB din triunghiul dreptunghic ADB. Tangenta va fi egală cu 6 radical din 3 cm supra 6 cm, adică radical din 3, fiind raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată. Iar deoarece tangenta acestui unghi este egală cu radical din 3, înseamnă că măsura unghiului este de 60 de grade. Deci triunghiul AOD va fi nu doar isoscel, ci isoscel cu un unghi de 60 de grade, adică echilateral, ceea ce ne rezolvă punctul B. Așa că să trecem la partea de redactare. Avem faptul că ABCD este un dreptunghi, de unde ne rezultă că cele două diagonale, AC și BD, sunt egale ca lungime. Apoi, AC intersectat cu BD este egal cu O. O este punctul de intersecție al diagonalelor, de unde ne rezultă, întrucât știm că în dreptunghi diagonalele se înjumătățesc, faptul că AO este egal cu OC, egal cu OD și egal cu OB. Apoi, în triunghiul dreptunghic ADB, dreptunghic în A, calculăm tangenta unghiului ADB, care este raportul dintre lungimea catetei opuse și lungimea catetei alăturate, adică AB supra AD, care este egal cu 6 radical din 3 cm supra 6 cm, simplificăm și ne dă că este egal cu radical din 3. Dacă tangenta unghiului ADB este egală cu radical din 3, rezultă că măsura unghiului ADB este de 60 de grade. Iar dacă măsura unghiului ADB este de 60 de grade și noi știm că triunghiul ADO este isoscel, de ce este isoscel? Pentru că laturile AO și DO sunt egale, atunci ne rezultă că triunghiul ADO sau AOD este echilateral. Și cu acestea fiind spuse, trecem mai departe la punctul C. Aici avem de demonstrat că dreptele MP, NQ și BD sunt concurente. Deci să demonstrăm că cele trei drepte au un punct comun. Acum, din desenul nostru, se vede că acel punct comun este O. Dar nu putem scrie așa ceva într-o demonstrație. Noi trebuie să demonstrăm. Și cum vom face acest lucru? Vom demonstra că două dintre drepte sunt concurente în O, se intersectează în punctul O, iar apoi că alte două din cele trei drepte se intersectează în punctul O. Adică, renunțăm pentru început la NQ și vom demonstra că PM și BD se intersectează în O. Este simplu de demonstrat acest lucru, întrucât ar însemna să demonstrăm că MBPD este un paralelogram.
într-un paralelogram MBPD, MP și BD vor fi diagonalele, iar diagonalele se înjumătățesc. Deci intersecția celor două diagonale este mijloc al celor două diagonale. O fiind mijlocului BD, înseamnă că MP și BD se intersectează în O. Nu ar putea să se intersecteze în alt punct, deoarece acel alt punct ar trebui să fie mijloc pentru BD. Ori BD are un singur mijloc, punctul O. Și atunci demonstrăm, pentru început, cum ziceam, că MBPD este un paralelogram. Acum ce știm? Știm faptul că CD este paralelă cu AB. Sau, cu alte cuvinte, este echivalent cu a spune că DP este paralelă cu BM. Este vorba de aceleași drepte. Apoi, tot în datele problemei, ni se spune că segmentele BM și PD sunt egale ca lungime. Deci BM este egală cu PD. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem aici un patrulater MBPD în care cele două laturi BM și PD sunt paralele și egale. Deci rezultă că BM DP este un paralelogram. În acest paralelogram BM DP, MP și BD sunt diagonale. Avem faptul că O este mijlocul lui BD, întrucât diagonalele în dreptunghiul ABCD se înjumătățesc, deci O este mijloc al celor două diagonale, ceea ce înseamnă că O este și punctul de intersecție al diagonalelor BD și PM. Deci rezultă că MP intersectează pe BD în punctul O. De ce acest lucru? Deoarece într-un paralelogram diagonalele se înjumătățesc. Și atunci, deocamdată, știm că două dintre cele trei drepte, BD și MP, se intersectează în O. Ce trebuie să demonstrăm mai departe? Că și cea de-a treia, QN, se intersectează cu MP sau cu BD, deci ori cu BD, ori cu MP, în punctul O. Să trasăm atunci și pe QN și vom dori să demonstrăm că QN intersectează pe BD în O. Și pentru aceasta vom arăta că patrulaterul BNDQ este un paralelogram. O vom face asemănător cu prima noastră demonstrație, adică știm că CN și AQ au aceeași lungime, ni se dă aici în datele problemei. AD și BC au aceeași lungime, sunt lățime ale dreptunghiului ABCD, ceea ce va însemna că și diferențele celor două lungimi de segmente, BN și DQ, au aceeași lungime. Apoi sunt paralele, deoarece BC și AD sunt paralele, de unde ne va rezulta că BNDQ este paralelogram. Dacă BNDQ este paralelogram și noi știm că O este mijlocul lui BD, întrucât în paralelogram diagonalele se înjumătățesc, înseamnă că diagonala NQ intersectează diagonala BD în punctul O. Deci, QN și BD se intersectează în O, ceea ce ne va demonstra problema. Și atunci, ne scriem cele discutate în rezolvare. Ia să vedem, avem faptul că CN este egal cu AQ, ni se dă în problemă, și avem faptul că BC este egal cu AD egal cu 6 cm, de unde ne rezultă că și diferențele lor, BC minus CN, care este BN, este egal cu AD minus AQ, care este DQ. Apoi, avem faptul că AD este paralelă cu BC, ceea ce este echivalent cu DQ, este paralel cu BN. Și atunci, BNDQ este un patrulater în care avem două laturi paralele și egale, deci BNDQ este un paralelogram. Întrucât noi știm că O este mijlocul lui BD, ne rezultă atunci că NQ intersecta cu BD
este O. Și punând cap la cap ceea ce am obținut, avem că MP intersectat cu BD este O și BD intersectat cu NQ este O. Putem să notăm această relație cu 1 și aceasta cu 2 și atunci din 1 și 2 ne rezultă faptul că MP intersectat cu BD intersectat cu NQ este egal cu O. Deci cele trei drepte sunt concurente în O. Aceasta a fost atunci problema 1. Mergem mai departe la problema 2, problema de geometrie în spațiu. Așadar, subiectul 3, problema 2. În figura 3 este reprezentat un paralelepiped dreptunghic ABCD A'B'C'D' cu AB de 12 cm, BC de 6 cm și AA' de 8 cm. Punctul O este intersecția dreptelor BC' și B'C. Ni se cere atunci, la punctul A, să arătăm că perimetrul patrulaterului ABCD este egal cu 36 de centimetri. Acum, perimetrul patrulaterului ABCD, ABCD fiind un dreptunghi, va fi dat de suma dintre două lungimi și două lățimi. Adică, 2 ori 12 centimetri plus 2 ori 6 cm, care este egal cu 2 ori 12, 24, plus 2 ori 6, 12, este egal cu 36 de cm. Ceea ce ne rezolvă punctul A și mergem mai departe la punctul B. Calculați distanța de la punctul O la dreapta AA'. Vorbim aici, deci, de distanța de la un punct la o dreaptă, pentru care vom folosi teorema celor trei perpendiculare. Și anume, atunci, ne trebuie să ne construim o perpendiculară din O pe planul care conține dreapta AA', și acela poate fi fie planul AA'D', fie planul A'AB. Și vom alege acest plan, A'AB, și vom construi o perpendiculară din O pe plan. Acum această perpendiculară va fi OS, unde S aparține dreptei BB'. De ce acest lucru? Pentru că OS fiind perpendiculară pe BB' este paralelă cu BC. Iar BC, muchia paralelipipedului dreptunghic, este perpendiculară pe planul feței ABB'. Deci OS este perpendiculară pe planul feței AB, B'A'. Apoi, dacă am construit perpendiculara din O pe plan, care este în punctul S, din S construim perpendiculara pe A', pe care o vom nota ST, iar, conform teoremei celor trei perpendiculare, avem OS perpendiculară pe planul AB, B'A', ST perpendiculară pe AA', deci cele două perpendiculare din plan, ceea ce înseamnă că unind punctele T și O, adică OT, va fi și ea perpendiculară pe AA'. Odată ce am stabilit care este distanța de la O la A', ne va rămâne doar să o calculăm și vom folosi teorema lui Pitagora în triunghiul OST, care este un triunghi dreptunghic. Dar să ne reluăm pașii rezolvării. Am zis că ne construim, deci fie OS perpendiculară pe BB'. Deocamdată nu zicem că este perpendiculară pe plan, este perpendiculară pe BB'. Deoarece și BC este perpendiculară pe BB', ne rezultă faptul că OS este paralelă cu BC. Acum punctul O, care este intersecția diagonalelor BC' și B'C, este mijlocul lui B'C. Deci O este mijlocul lui B'C. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în triunghiul B'BC noi avem o paralelă OS la latura BC a triunghiului, care intersectează pe B'C în mijloc. Deci avem de fapt o linie mijlocie. Deci rezultă că OS este linie
mijlocie. În triunghiul B prin BC. Ne interesează și acest lucru deoarece ne permite să aflăm lungimea segmentului OS. Deci rezultă pe de o parte că S este mijlocul lui B prin B și pe de altă parte că OS este nu doar paralelă cu BC, este egală și cu jumătate din lungimea lui BC, deci cu BC pe 2, ceea ce ne dă 3 cm. Avem atunci lungimea lui OS de 3 cm. Și am adăugat și aici pe desen. Și OS fiind perpendiculară pe BB prim, înseamnă că este paralelă cu BC, dar muchia BC este perpendiculară pe planul ABB prim. Adică planul feței ABB prim A prim a paralelepipedului nostru. Iar OS este paralelă cu BC. De unde rezultă că OS este perpendiculară pe planul ABB prim. Avem atunci perpendiculara din O pe plan. În plan ne-am construit ST perpendiculară pe A prim. Deci zicem fie ST perpendiculară pe A prim cu T aparține lui A prim. Atunci, dacă avem perpendiculară pe plan și apoi din piciorul perpendicularei pe plan o perpendiculară pe o dreaptă din plan, ne rezultă, conform teoremei celor trei perpendiculare, faptul că OT este perpendiculară pe A prim. Adică, cu alte cuvinte, distanța de la O la A prim este OT. Acum, dacă ST este perpendiculară pe A prim, înseamnă că STAB este un dreptunghi, deoarece are 1, 2, 3 unghiuri drepte, deci al patrulea va fi drept. Deci ST este perpendiculară pe A prim, rezultă că măsura unghiului T este egală cu măsura unghiului A, egală cu măsura unghiului B, egală cu 90 de grade, deci patrulaterul nostru ABST este un dreptunghi. Deci ne rezultă că lungimile segmentelor ST și AB sunt egale și egal cu 12 cm, ceea ce ne dă lungimea segmentului ST. Adică lungimea laturii este a triunghiului OST. De ce acest triunghi este dreptunghic? Deoarece dacă OS este perpendiculară pe planul ABB prim, iar în planul ABB prim avem dreapta ST inclusă în ABB prim, atunci automat OS este perpendiculară pe dreapta ST. Deci triunghiul nostru OST este dreptunghic în S. Și dacă triunghiul este dreptunghic în S, ne rezultă, conform teoremei lui Pitagora, faptul că OT la a doua este egal cu OS la a doua plus TS la a doua, adică este egal cu 3 la a doua 9 plus 12 la a doua 144, care este egal cu 153, de unde rezultă că OT este egal cu radical din 153 cm. Vedem că 1 plus 5 plus 3 este 9, deci 153 este divizibil cu 9, pentru că încercăm să scoatem factor de subradical. 153 se poate verifica ușor, este 9 ori 17, deci pentru că radical din 9 este 3, este egal cu 3 radical din 17 cm. Și aceasta va fi atunci distanța de la O la A prim. Și putem trece mai departe la punctul C. Și iată, am eliberat puțin tabla pentru punctul C.
unde ni se cere să demonstrăm că dreapta C'M este paralelă cu planul AA'O, unde M este mijlocul segmentului A'D'. Deci M este mijlocul segmentului A'D' și trebuie să arătăm că dreapta C'M este paralelă cu planul AA'O. Aici ne ajută mult ceea ce am făcut la punctul B, și anume am dus distanța de la O la AA', care este OT, întrucât pentru a demonstra că C'M este paralelă cu planul AA'O, noi trebuie să demonstrăm că este paralelă cu o dreaptă din acest plan și vom demonstra că este paralelă tocmai cu dreapta OT. Iar acest paralelism îl vom demonstra arătând că TOC'M este un paralelogram. Cum vom arăta că TOC'M este un paralelogram? Vom arăta că laturile OC' și TM sunt paralele și sunt egale. Adică BC' este diagonală în dreptunghiul BCC'B', a cărui lungimi le cunoaștem, 6 și respectiv 8, așa că BC' se poate afla folosind teorema lui Pitagora, O este intersecția diagonalelor, deci O este mijlocul lui BC' și putem afla atunci pe OC'. Apoi, în dreptunghiul ADD'A' putem afla lungimea lui TM. T este mijlocul lui AA', întrucât TA am folosit la punctul B care are lungimea de 4 cm, iar AA' având lungimea de 8, înseamnă că și TA' are lungimea de 4 cm, deci T este mijlocul lui AA'. M ni se dă în problemă că este mijlocul lui A'D', ceea ce va însemna că TM este linie mijlocie în triunghiul AD'A'. Și atunci TM este paralelă cu AD' și TM are lungimea egală cu jumătate din lungimea lui AD', care este egală cu lungimea lui BC', deci TM va avea aceeași lungime cu OC' și TM fiind paralelă cu AD', care este paralelă cu BC', înseamnă că TM este paralelă cu BC', deci implicit și cu OC'. Toate aceste observații atunci trebuie să ni le notăm. Nu este obligatoriu să aflăm lungimile lui OC' și respectiv TM pentru a arăta că acestea sunt de lungimi egale, așa că nici nu o vom face. Vom zice că B, C, C', B' este dreptunghi, iar diagonalele sale sunt BC' și B'C, care se intersectează în punctul O, de unde ne rezultă faptul că OC' este jumătate din lungimea diagonalei BC', deci este BC' supra 2. Apoi, folosim faptul că T este mijlocul lui AA'. De ce? TA am folosit la punctul B că este de 4 cm, iar AA' este de 8 cm, de unde ne rezultă că TA' este egal cu TA, egal cu 4 cm. Cu alte cuvinte, T este mijlocul lui AA'. T este mijlocul lui AA' și M este mijlocul segmentului A'D'. Ne rezultă atunci faptul că TM este linie mijlocie în triunghiul care are ca laturi pe AA' și A'D', adică în triunghiul AA'D'. De unde rezultă că TM este paralelă cu latura AD' și ne rezultă că TM este egală cu jumătate, deci cu AD' supra 2. Acum, AD', diagonala acestei fețe, AD', este paralelă cu BC' și AD' este egală cu BC', ceea ce înseamnă că TM este paralelă cu BC'
deci cu OC prim, și TM este egală cu OC prim și egală cu jumătate din lungimea diagonalei AD prim sau BC prim. E vorba de aceeași lungime. Iar dacă avem atunci în patrulaterul TOC'M, da, pe care l-am evidențiat cu albastru, dacă avem două laturi care sunt paralele și egale ca lungime, rezultă că TOC'M este un paralelogram. Atunci vom scrie aici deasupra, dacă TOC'M este un paralelogram, înseamnă că și C'M și cu TO sunt paralele. Adăugăm aici faptul că TO este inclusă în planul AOA', de unde rezultă că C'M este și ea paralelă cu planul AOA'. Ceea ce ne rezolvă punctul C și implicit testul numărul 17. Mult succes în continuare!